Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi astăzi despre cele trei elemente cheie de accentuat într-un plan de afaceri. Un plan de afaceri este ca un punct de lansare, de propulsare către mediul business de calitate. Un plan de afaceri ne poate atrage investitori, parteneri de afaceri și numeroși asociați. Un plan de afaceri ne poate oferi posibilitatea de a obține un credit, un împrumut necesar pentru dezvoltarea afacerilor pe care le deținem. Mai presus de orice, un plan de afaceri trebuie să fie harta pe care o utilizăm în orice decizie privitoare la bunul mers al afacerii noastre. Iată trei elemente cheie pe care trebuie să le accentuăm într-un plan de afaceri bine pus la punct. 1. Echipa de management în planul dumneavoastră de afaceri. Unul dintre cele mai importante elemente cheie într-un plan de afaceri este lista de angajați cheie care se vor ocupa de bunul mers al afacerii. Oamenii sunt cheia în dezvoltarea afacerilor profitabile și fiți siguri ca și investitorii dumneavoastră știu acest lucru. Este verificat faptul că investitorii și partenerii se vor alia și vor colabora în mod profitabil doar cu deținătorii de afaceri care se bazează pe o echipă de management bine pusă la punct, în care se includ doar profesioniști cu specializări solide, cu multă experiență de lucru și cu o viziune clară. 2. Unicitatea afacerii dumneavoastră în planul dumneavoastră de afaceri. Nimeni nu investește în afacerile care copiază alte afaceri, ci în afaceri originale care se diferențiază de restul celor care deja există pe piață. În același timp, dați multă importanță faptului că nimeni nu va investi nici în ideile de afaceri sau în afacerile deja demarate care dau dovadă că sunt prea trăznite. Banii se vor duce în direcțiile cele mai sigure, creditele se vor aloca celor care au o bază solidă pentru afacerile lor. 3. Returnarea investițiilor în planul dumneavoastră de afaceri. Toți vor să știe când își vor recupera investițiile și care sunt beneficiile lor în această colaborare de afaceri. Veniți cu oferte bune și avantajoase atât pentru dumneavoastră ca deținător al afacerii, cât și pentru contractele care vor colabora cu dumneavoastră. Dovediți clar că și dumneavoastră veniți cu o mare parte din suma de bani necesară demarării sau dezvoltării afacerii și deja discutăm de șanse mai mari ale reușitei planului dumneavoastră de afaceri.